Judecătorul Gheorghe Balan, care soluționează dosarul lui Vladimir Andronache și Anatolie Blonski, învinuiți de implicare în furtul miliardului, riscă să fie sancționat disciplinar. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Ion Guzun, a sesizat în acest sens inspecția judiciară după apariția în presă a unui material în care Balan spune că este intimidat de actuala putere. Potrivit lui Ion Guzun, Gheorghe Balan încearcă să imprime dosarului un caracter politic. Gheorghe Balan a emis o încheiere judecătorească pe 31 ianuarie curent în care informează pe inculpații Andronache și Blonski că nu poate fi obiectiv în examinarea dosarului, deoarece a devenit ținta unor acțiuni de intimidare și filaj, dar și a unei campanii mediatice declanșate de actuala putere menită să-i denigreze imaginea. Potrivit lui Balan, anumite structuri ale statului au întreprins acțiuni pentru a-l determina să adopte soluții legale, dar convenabile acestora. În scopul evitării unor eventuale cereri de recuzare, îi asigur pe participanții la proces că pentru a nu pune la îndoială imparțialitatea subsemnatului la examinarea prezentei cauze și respectarea întocmai a garanțiilor constituționale ale dreptului la un proces echitabil, voi întreprinde toate măsurile legale pentru înlăturarea amestecului la înfăptuirea justiției. În opinia membrului CSM Ion Guzun, există o bănuială că judecătorul Gheorghe Balan încalcă prevederile codului de etică și conduite profesionale. Am considerat că din acel material mi s-a părut suspect și trebuia să expună inspecția judiciară de futur la publicarea unii personale într-o cauză care se examinează în ședință închisă. Judecătorul a considerat că trebuie să fie publicată această încheiere. Un alt aspect, am solicitat să fie verificată informația de referitoare la acțiuni de intimidare și filaj, precum și inducerea unei concluzii că dosarul este motivat politic. Inițial, Gheorghe Balan a cerut respingerea sesizării membrului CSM ca fiind inadmisibilă, deoarece nu face trimitere la abaterele disciplinare prevăzute de legislație. El a mai spus că, deși cauza penală vizată în sesizare se examinează în ședință închisă, toate încheierele se pronunță public, inclusiv încheierea din 31 ianuarie 2024. După examinarea sesizării, inspectorul judiciar a cerut aplicarea sancțiunii disciplinare în privința magistratului. Balan nu dă nicio replică, deocamdată. Nu fac nicio replică, anume în asta sunt învinuit că aș fi comunicat niște circunstanțe dubioase pentru domnul Guzun cu jurnaliști. Deci eu nu pot să fac nicio replică. Eu am prezentat tot în inspecție judecătorească, opinia mea, nota informativă, una și a doua. În rest nu am ce să replic. O să prezint toate în fața colegiului disciplinar dacă o să ajungă până la acea situație. Dosarul în care Vladimir Andronache și Anatolie Blonski sunt învinuiți de implicare în furtul miliardului a fost trimis în judecată în luna martie trecut. Primele ședințe de judecată au fost publice. Ulterior însă, judecătorul Balan a dispus examinarea cauzei cu ușile închise, la cererea apărării, deoarece eventuale reportaje și sau emisiuni legate de prezentul proces judiciar riscă să-i afecteze emoțional familia inculpatului. Unele probe ar constitui secrete bancare și de stat, după cum a informat Procuratura Anticorupție. Se primește o situație paradoxală. În timpul urmării penale, procurorul a invocat că este necesară autorizarea judecătorului de instrucție, fiindcă sunt documente care prezintă secret bancar, dar de altă parte, în ședință judiciară, invocă situația că este necesară de dezmat public chiar și materialele care reprezintă secret bancar. Anterior, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalina, a cerut inițierea unei proceduri disciplinare împotriva lui Gheorghe Balan.